În România se întinde unul dintre cele mai vechi și prețioase drumuri din Europa, literalmente vorbind. Odată acest drum leagă două orașe importante. Cunoscut și sub numele de Drumul Aurului, acest traseu, care datează din vremea romanilor, este o bijuterie care evocă istoria noastră. Drumul Aurului este situat într-unul dintre cele mai pitorești trasee din România, însă puțin sunt cei care știu de existența sa. În trecut, acesta străbătea văi semnificative și conecta două orașe bine cunoscute, Deva și Brad. Astăzi, Drumul Aurului străbate țara Zarandului și se întinde pe o distanță de aproximativ 30 de kilometri. Acest drum continuă să atragă mulți turiști dorni să descopere frumusețea sa, considerându-l un rival al celebrilor Transfăgărășan sau Transalpina. Peisajele unice de-a lungul Drumul Aurului par desprinse din povești, întregul traseu fiind cunoscut și sub numele de patrulaterul aurifer al munților Apuseni. Este o bijuterie a naturii ce merită admirată măcar o dată în viață. Traseul începe la Baia de Arie și se încheie la Zlatna. Turiștii care aleg să exploreze această zonă au privilegiul de a vedea bogățiile unice ale țării noastre, inclusiv unele dintre cele mai vechi mine aurifere. Zona care găzduiește Drumul Aurului este de asemenea casa unor remarcabili vestigii romane, printre care și unele dintre cele mai vechi trepte romane. Cu toate acestea, accesul la aceste comori arheologice nu este întotdeauna facil din cauza lipsei de amenajare corespunzătoare pentru turiști. În zonă se găsesc numeroase mine care odinioară erau locuri de exploatare a bogățiilor pământului. Multe dintre acestea au fost abandonate și închise în timp, iar astăzi rămân doar ruine ce amintesc de activitatea minieră de altădată. Această regiune a României are un imens potențial turistic. Un exemplu este Muzeul Aurului din Brad, care adună o mare parte din istoria legată de exploatarea aurului, fiind un muzeu unic în țară. Vizitatorii care trec pragul acestui muzeu au ocazia să admire exponate de o valoare inestimabilă. Relatează click.ro.